Filip Rozopol povestește că revoluția l-a prins prea bătrân. Lucrase deja peste un deceniu la întreprinderea de legume fructe și se învățase cu sistemul comunist de planificare a economiei. Revoluția m-a prins deja prea bătrân, cu niște obiceiuri care veneau din cei 13 ani deja care lucrasem în fostul sistem, care era un sistem până la urmă organizat. Dimineața veneai la servici, de aici ce trebuie să faci toată ziua, și la momentul revoluției am fost extrem de confuz cum o formă de disciplină cu care noi am fost crescuți se poate modifica. Asta cred că a fost impactul cel mai mare al revoluției. Greu de modificat optica. Au colegi care n-au reușit să-și modifice optica în ceea ce privește munca și modul de abordare a lucrurilor. Alții care au reușit să facă acest lucru. Șocul desființării cooperativelor agricole și a restituirii terenurilor agricole l-a forțat pe Rozopol să-și deschidă propria afacere. A făcut un credit și a investit într-un solar. Produsele le-a vândut la piața în Rădăuți și Suceava. Peste tot. Se spărgeau uși, se fura tot ce se putea fura de la cooperative și urma să se împartă și pământul. Deci în aceste condiții noi am rămas fără un obiect al muncii. În aceste condiții trebuie să ne uităm, să vedem și noi ce putem face ca să supraviețuim. Prima mea afacere fantastică a fost, am închiriat împreună cu un amic două solare, 360 de metri pătrați de 720 de metri pătrați, și am început să le cultivăm. Roșii peste vară. La început, bridichi, ceapă verde, asta era ce aveam de făcut. Vara roșii, vinete, se căutau vinetele. Pe vremea Ceaușescu, nu știu din ce cauză, nimeni nu producea vinete, nimeni nu producea ardei. Și noi ne-am gândit, dom'le, spargem piața cu chestia asta. Între timp a ieșit ceapa. Veneam vineri seară, fuga la Suceava, soția recoltase deja ceapa, mă aștepta acasă în cadă, făceam legături și după aceea mergeam, eram ușor jenat și vindeam în piață la Rădăuți. Fiind și o piață mai bună. Piața de Rădăuți totdeauna a fost o piață mai bună. După aceea ne-a trecut jena și până în vară am ajuns pe piețele sucevene. Distractiv era că aveam o problemă cu clienții. Toată lumea credea speculanți. Văzând, având, mă rog, roșii frumoase, castraveți frumoși, ardei frumoși, toate erau bine făcute, ne ocoleau. Chiar, mă rog, părinții mei au fost medici, mama mea încă lucra. Și veneau colegi la piața mică și când mă vedeau, colegii de-a mamei mele, și când mă vedeau, ocoleau. Nu cumva să mă simt jenat că eu vând în piață. Primii bani câștigați i-a investit în aparate electrocasnice și o mașină, pe care a fost apoi nevoit să le vândă pentru a-și plăti ratele. Banii i-am investit nejudicios, ca să recunosc cinstit. Era acea mare zăpăceală. Am cumpărat o mașină din import, am cumpărat câteva obiecte din astea electrocasnice, după care, după 2 ani, a venit o reașezare a dobânzilor și am vândut mașina și am făcut tot ca să reușim să reacoperim creditul la bancă. După aceea am început să facem și comerț. După ce a intrat într-o afacere de comerț, Filip Rozopol a avut apoi șansa să lucreze 7 ani în 2 companii multinaționale. Aici i-a venit ideea pentru o altă afacere. Este vorba de o unitate de decontaminare a deșeurilor periculoase. Am constatat că există aceeași structurare capitalistă ca și cea socialistă cu mici abateri, care trebuie respectată. Am învățat multe lucruri care m-au ajutat ulterior să dezvolt anumite segmente dintr-o afacere. Cineva mi-a dat o altă idee pentru o altă afacere. Deci era o chestie extrem de simplă, privitoare la mediu, la protecția mediului, m-au întrebat, zice, domnule, cu medicamente expirate ce faci? Eu, nefiind de specialitate, am dat și o întrebare mai în spate. Ce se întâmplă când expiră? Bine, nu se punea problema
fizic la momentul respectiv, dar era o întrebare care făcea parte din audit. Am întrebat și vine întrebarea din spate în față. Zice, păi le mojarăm și le dăm la canal. Zic, sigur nu e asta răspunsul și nici l-am dat mai departe, m-am oprit. În 2008, Filip Rozopol a intrat în politică. A candidat din partea PNL pentru un post de deputat, dar, deși a scos cel mai mare scor dintre candidații liberali, nu a reușit să obțină mandatul. În urma acestei experiențe, Rozopol s-a ales cu o nouă idee de afacere în domeniul silviculturii. De la agricultură am trecut la silvicultură. Asta, mă rog, experiența mea de foarte scurtă durată în domeniul politic mi-a adus o afacere nouă, atunci o anticipam. I-am zis eu că pentru zona de munte pepinierele vor fi un viitor. Ca să-i demonstrez adversarului de moment, care se numea Fluturi la momentul respectiv și care nu vedea acest lucru, am făcut o pepinieră. Am o pepinieră grozavă. Super! Deci este, și ne extindem la anul în primăvară cu încă un hectar. Deci plantele acelea, deci m-am căpătuit cu un inginer foarte bun la momentul respectiv, din Gura Humorilor, care este colegul nostru și acum, tot fiind inginer silvic, și am făcut această pepinieră. El este tânăr, ca inginer am început să mergem și în domeniul silvic numai pe plantări, deci nu facem niciun fel de exploatație. Vrem să ne dezvoltăm în acest domeniu, fiindcă este important. Toată lumea taie, nimeni nu pune nimic la loc și pe domeniul de întreținere. Cred că este cel mai mare beneficiu pe care l-am avut în urma campaniei electorale de acum 5 ani. După 23 de ani de la prima afacere, Filip Rozopol este acum unul dintre cei mai prosperi antreprenori din Suceava. Are afaceri în agricultură, silvicultură, decontaminare deșeuri, logistică de frig, distribuție de produse alimentare, vânzare și servicii auto. Despre Suceava, Rozopol spune că este un oraș atipic, iar soluția pentru dezvoltarea orașului crede că este încurajarea micilor producători. Suceava este un oraș atipic. Toți suntem în spatele teșghelei. N-are nimeni cine să cumpere de la noi. Deci ne-am organizat foarte bine în ceea ce privește oferta, dar cred că ceea ce ne trebuie ceva din care să producem, să vindem și să facem câteva inele intermediare care pot trăi din producție și din desfacerea acesteia. Cred că aici orașul Suceava este deficitar. Ar trebui să mai aducem ceva. Avem, ne-au mai rămas câțiva specialiști, nu știu în ce măsură mai știu și totul, dar cred că trebuie să ne orientăm și spre aceste lucruri. Spre deosebire de noi, în Transilvania au apărut foarte, foarte mulți producători care, mai mici, mai mari, fac câte ceva. La noi nu se întâmplă nimic.